Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știrile RTS! Anul acesta de Paște, românii vor reduce drastic bugetul pentru masa de sărbătoare, totul din cauza datoriilor. Soluția ar fi, din spusele oamenilor, pentru a avea un trai decent, o creștere a veniturilor, salarii și pensii. Totodată, cetățenii speră la o scădere a prețurilor. În caz contrar, masa de Paște va fi mai săracă, iar mulți vor cumpăra câte puțin din fiecare. Carnea de miel va fi un lux pentru unii dintre oameni. Să reducă taxele, în primul rând, să ofere și voucher, să mărească salariile, că prețurile au crescut vai de mama lor. Față de anul trecut, masa de Paște va fi mai săracă? Mult mai săracă va fi. Masa de Paște cum va fi anul ăsta? La fel ca cea de anul puțin mai micuț. La ce renunțați? În orice caz, la miel și la un par de vin nu renunțăm. La altele. Asta e situația. Ferească Dumnezeu de mai rău. Veți face cumpărături mai puține față de anii precedenți? Mai puține, ce zice. Mai puțin. Asta e. De n-am avea copii să ne mai ajute. Puterea e la ei în mână. Nu noi am făcut liberalizarea la curent, la gaze. Ei au făcut-o. De ce? În halul ăsta. Față de anul trecut. La ce renunțați? Păi, în primul rând, la miel. Ca să dai 50 de lei prin kilogram de carne de miel, nu-i posibil așa ceva. Nu-i posibil așa ceva. Am avut și eu părinți care am avut voi acasă, le-am crescut. Așa. Față de anul trecut veți face cumpărături mai puține? Fără discuție. Fără discuție. Nu poți să te desfaci. Te doare sufletul când vezi că vin nepoții pe la tine și n-ai ce să le pui pe masă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Așa ceva n-am trăit. Am 74 de ani, dar așa ceva. Am prins, sunt născut imediat după război. Dar n-am trăit așa sărăcie ca acum. N-am trăit așa sărăcie ca acum. Vă spun. Cu voucherele astea mi se pare o umilință pentru populație. Părește pensii, pune salariile. Asta e o momeală electorală care eu nu cred în ea. Le dai 50 de euro la două luni, parcă ar fi... Deci eu, mi se pare o umilință. Ce veți tăia de pe listă? Foarte multe tăiem de pe listă. Mielul de Paște, l-aveți anul acesta? Îl avem programat, dar depinde de preț. Comparativ cu anul trecut, cum va fi masa de Paște? Mai, mai scumpă. Mai scumpă mult. Și aceeași cantitate de produse sau mai da. Puține? Nu, nu. Produse mai puține, că automat dacă s-au crescut prețurile, omul ia și el ce poate. Anul acesta s-au scumpit cam toate produsele care alcătuiesc masa de Paște, de la carnea de miel până la legume și produse de panificație.